Dacă până zilele trecute a menținut tăcerea, Oana Roman a schimbat foaia. Fiica regretatei Mioara Roman, prima soție a ex-premierului Petre Roman, a dezvăluit prin ce a trecut mama ei cât timp era în viață și care a fost motivul real pentru care a mutat-o la un centru de vârstnici. Mioara a fost condusă pe ultimul drum pe 26 februarie 2024. De atunci, până zilele trecute, fiica ei a menținut tăcerea, dorindu-și să o lase pe aceasta să se odihnească în pace. Doar că declarațiile au fost atât de multe și interpretabile, încât Oana Roman a răbufnit. Oamenii trebuie să înceteze să își dea cu părerea despre situația Mioarei Roman, la fel cum ar trebui să se întâmple cu speculațiile de la TV, a explicat Oana. Vedeta mărturisit că este dificil să înțeleagă judecata unor persoane care în aceste zile de durere continuă să vorbească irresponsabil. Oana Roman nu a comentat nimic privind situațiile sensibile ce au implicat-o pe mama sa până în zilele trecute, când a părut că face referire și la tatăl său. Amintim că fostul premier Petre Roman nu a dorit să-și vadă prima soție în ultima zi, înainte de a fi condusă pe ultimul drum. Tatăl Oanei nu a dorit altfel să participe nici la înmormântarea primei sale partenere de viață. Nu a vrut să o vadă nici în sicriu. Totul pentru că ar fi dorit să o păstreze în amintirea lui așa cum o cunoștea, frumoasă.